Marcel Miclău a fost reconfirmat în funcția de secretar general al Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. Începând cu data de 8 iulie, Marcel Miclău exercită temporar, prin detașare, funcția publică vacantă de secretar general al Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. Decizia a fost semnată de către prim-ministrul Marcel Ciolacu. Marcel Miclău va deține această funcție pentru o perioadă de șase luni. Acesta a anunțat două obiective principale. Digitalizarea serviciilor oferite șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și activarea persoanelor inactive pe piața muncii. Digitalizarea serviciilor și activarea persoanelor inactive sunt priorități esențiale pentru a îmbunătăți eficiența și accesibilitatea serviciilor, a declarat Marcel Miclău. Numirea temporară a acestuia în funcție reprezintă un pas important în modernizarea și eficientizarea serviciilor oferite de ANOFM, având în vedere experiența sa vastă în cadrul AGOFM Timiș.